Salutare, guys, și bine ați venit la nou episod. Merge să-l sunăm pe captain ăsta, Captain Press, mamă ce-mi dorme să joc cu un Captain, Captain Press. Să-mi trag una, că nu. Și hai să vedem cum aș putea să fur o mașină ca să mă duc între 1 și 4 super. Life salvage, 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 6000, good news. Ok, 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 ok. Pe unde, pe aici? Da, ok. A, mi l-a și trimis. Ok. Hard, fluid. E ok. Nu știu dacă scade sau crește. Da, în fine. Cam așa. Ok, deci acum arată să Super Yacht Life. Perfect. Play. Vreau să încep și eu cu misiunea asta. Bă, sper că vă place seria de GTA. Acum nu o să stau să fac toate misiunile una după alta, că mai scumă și noi jocurile mai, vedem despre ce e vorba. Na, o să mai aveți episoade și cu 5M, mai atenție, și cu Fortnite logo. Logo, da, Lego, da. Totu. Ce mă duc? Ia să mă duc cu asta jos. Ok. Dock your vehicle? Nice. Adică trebuie să mă duc acolo înapoi ca să dau un dock la vehicle. Adică să mă duc la vehicle. Repărăm acolo, cum o să zice, am uitat pe limba române. Hai să vedem până unde avem de mers. Aia aproape. Mamă, le văd și pe ăștia acolo, frate, ești nebun la cap. Bă, e nebuneală totală cu ăștia, frate. Cargo. 0 din 7. Focus. Trebuie să sară în apă, man. Sară în apă. Yo, nani, mă. G. Bine, bă. Ir. Oricum nu mor ca idee, adică, da. Deci, bine că n-avem timp. Mamă, boia, și tu de treburile astea de sub apă? Lol, ce chestie ăsta. Bine, e posibil să fie de la misiune, după aia să nu mai fie chiar deloc. Ba, și implementam. Un exemplu, treaba asta cu scafandru pe servere de 5M, da, nu, de asta, frate, să mers, să cauți, așa cum a fost pe serverul ăla mare, pe FPT, știi? Bă, respect pentru oameni, adică, totuși, am ajuns destul de departe. Acolo a fost primul server unde am farmat așa de mult. Și acolo mi-aduce foarte mult aminte cum mergeam sub apă, încă mai știu și voi live-urile alea. Sudam acolo sub apă, frate, era destul de șmecher. Șmecherul. Adică aș face un server cu de toate, boss. Dar lasă să facă, nu cu ore, nu cu de asta, las, știi? Dă-i tata. Ce aș schimba acolo ar fi numai prețurile. Salariile, un exemplu. Care, pun exemplu, salariul ar fi mai puțin. Da. Aș putea să zic. Opa. Nu prins pe capitan, mă. De pe că cargo tău iaft, ok. Aș face treaba asta pentru că mi se pare un pic cam... M-am săturat de farm. Știi? Adică asta e părerea mea. M-am săturat de farm, stau să mă joc 10, 12, 15, 100, 300, 400, 2000, 3000 de ore pe un joc. Și așa îți dau posibilitatea la toată lumea. Un exemplu. Poate mulți ar zice acum din cauza videoclipului ăsta, bă, poate e o prostie ce fac. Da. Eu nu m-am săturat de farm.
și cam a spune boss top, știi? Adică ești player nou, vrei să faci ceva, du-te frate și fă, adică cine te oprește? Eu nu te opresc, un exemplu. Stai că dacă nu-l pun... Da, o lăsat-a în cură sau ce s-a întâmplat aici, mă? Am un... asta e. Hai, uităm noi după aia. Cam în sensul nu, că de la ar vine. Nice. Hai că facem altceva. Unde l-a dus? Așa unul dezduna. Oh, dar unde-i? No, bun, hai să mergem acolo. Și cam asta aș face. Aș da posibilitatea la toți playerii, du-te frate, fă. Da? Dar diferența între ele e de salar. Vreți să faci mai multe? Păi, te bași, boss. Nu stai să... stai să acolo la farm sau eu știu să merg numai să aștepți asta. Cu cât faci mai mult, să fie pe, un exemplu, pe level. Nu pe oră, pe level. A level 1 e o sumă de bani, a level 2 e alta și tot așa. Treaba asta a fost implementată de primele servere mai de mult. Faza cu asta. Dar acum nu știu dacă mai există servere pe level sau treaba asta. Da, nu, mi s-a părut un pic cam ok. Dacă aici trebuie să mă duc. Hai că... Ce mai e aici, mă? Ce l-am nenorocit pe nebun. Aaaa, nu pot. I-a omorât. LOL? Ok. Eu nu pot să cred de ce... I-a omorât cu metre. LOL. Page up. Vreau restart, mă. Treaba, deci dacă începem restartul de la început, e clar că nu e ok. Not to alarm you, but this would appear to be a teeny tiny hostage situation involving yours truly. And if that's not enough of a motivation for you, they've got the bartender too. Some Asian gentleman appeared to want compensation for a few yachts they claim we destroyed. Do you, know anything about that? Whatever. Just come quickly. Oh, and come unarmed. These bastards mean it. Acolo sus, ăs. Dar problema că eu mor repede, mă. Bar... Ok. Cred că aici trebuie să mă duc. Trebuia. The gangster. Da, bă, că nu mai văd. Bine, boss. Bă, ăsta nu prea are de mine din câte observ acau ăsta, mă. Dar oare de ce? Sau ce ar trebui eu să fac ca să... Ca să ai de mai mare.
Ioi. Am crezut că e de-a meu, mă, trebuie să mă mulți și l-am apă neapărat. Nice, ok. Perfect. Cine asta? Eu, aia de... N-am înțeles. No, haide. Ce are ăla aici, mă? Da, se numește GTA. Let's go. Pif. N-am murit. N-am murit, bă. Lasă, ești nebun la cap. Am murit amândoi cu aia. Bă, nu știu, n-am nicio idee, dar... Hai până nu te împușcă. După aia nu mai avem ce face, ca idee. Hai să vină înapoi. Bun. Mă, uite pe acolo și stai. Bă, sunt destul de interesante misiunile astea de la Axel Crusader. Adică nu mă așteptam la... Numai, nu, dacă nu muram din prima, că eram un pic mai repede cu episodul, gata, da, în fine. Da. Perfect, l-am terminat și pe ăsta. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe, mă ajută foarte mult, știți bine treaba asta. Și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!